Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre funcțiile match și index din Microsoft Excel. Pentru exemplificare să încercăm să jucăm un joc. De exemplu, rugăm participanții să aleagă un număr între 1 și 1000, iar noi vom căuta acel participant care a ales un număr cât mai apropiat de un număr ales în prealabil. Într-o faie de calcul am introdus numele participanților și numerele alese de fiecare. Să spunem că numărul pe care trebuiau să-l ghicească participanții este 500. Deci va trebui să implementăm o funcție care să ne arate care este cel mai apropiat număr de 500 dintre cele alese de participanți. Pentru asta vom folosi funcția match, funcție ce primește trei parametri. Primul parametru este valoarea numărului ce ar trebui să fie ghicită. Al doilea parametru este zona în care sunt trecute numerele propuse de participanți. Iar al treilea parametru, tipul comparației numărului. Parametru care poate lua trei valori. 0 pentru o potrivire exactă, 1 pentru a găsi prima valoare mai mică sau egală cu valoarea de căutare, și minus 1 pentru cea mai mică valoare care este mai mare sau egală cu valoarea de căutare. Trebuie specificat faptul că pentru valoarea 1 pentru acest parametru lista trebuie să fie sortată ascendent, iar pentru valoarea minus 1 lista trebuie să fie sortată descendent. Pentru acest al treilea parametru, pentru început, vom alege valoarea 0, adică o căutare a numărului exact. Se observă că funcția noastră returnează o mică eroare deoarece printre numerele alese de participanți nu se regăsește niciun, niciun număr 500. Dacă, de exemplu, pentru al doilea participant modificăm numărul ales și stabilim acest număr la valoarea de 500, se observă că funcția match îmi returnează numărul 2. Ce înseamnă acest lucru? Din lista pe care noi am stabilit-o, pentru evaluarea numerelor, a doua înregistrare reprezintă răspunsul corect. Deci, funcția match îmi returnează un index a unei liste. Să încercăm acum și ceilalți doi parametri ai funcției match. O să uh, schimb din nou valoarea pentru numărul uh, ales de Maria. Voi alege al treilea parametru 1. Și voi sorta lista ascendent. Astfel, selectez lista, merg pe meniul Data, apoi Sort, aleg opțiunea Expand the Selection, deoarece odată cu sortarea numerelor vreau să se păstreze și legătura între număr și participantul care a propus respectivul număr. Execut un clic pe butonul Sort, voi sorta după coloana Număr de la cel mai mic către cel mai mare, adică ascendent. Execut un click pe butonul OK. Voi primi primesc rezultatul 3. Asta înseamnă că al treilea a treia înregistrare din această coloană este răspunsul corect. Se observă că avem valoarea 400, cu toate că valoarea 510 este mai aproape de numărul ales de noi. Este ales răspuns corect 400, deoarece este cel mai mic număr apropiat de valoarea respectivă. Să încercăm să alegem acum și valoarea minus 1 pentru al treilea parametru și de această dată vom sorta lista descendent. aleg opțiunea largest to smallest, deci de la cel mai mare la cel mai mic. În acest caz observ că primesc indexul 8, deci a 8 înregistrare din această listă este răspunsul corect. Pentru ca Excel-ul să-mi returneze direct numele participantului care a propus o valoare cât mai apropiată de valoarea propusă inițial, voi folosi funcția INDEX. Se observă că atunci când avem lista sortată descendent, cea mai apropiată valoare de valoarea propusă 500 este valoarea propusă de Marius, care este 510. Toată această verificare poate fi făcută în interiorul unei singure expresii. Pentru acest lucru o să copiem funcția MATCH folosită în celula F6 și o să edităm. parametrul funcției INDEX, în așa fel încât să nu mai preia date din celula F6 și să folosească funcția meci. Acum, la acționarea tastă ENTER, obținem același rezultat, iar formula din celula F6 poate fi ștearsă. Dacă, de exemplu, modificăm numărul propus de Mircea la valoarea de 500, care este valoarea numărului propus inițial, o să vedem că și rezultatul se schimbă, deoarece vom avea o potrivire exactă a celor două numere. Se observă că rezultatul acum este, rezultatul corect este cel propus de Mircea. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc clare vedere.